Liderul PDL, Radu Berceanu, susține că nu are informații referitoare la o candidatură pentru un nou mandat al președintelui Traian Băsescu. Cu toate acestea, el crede că Băsescu va candida din nou. Totodată, Vasile Blaga a precizat că președintele își va anunța candidatura la momentul pe care îl va considera potrivit. Eu nu am făcut niciun fel de declarații despre candidatură, eu am făcut niște comentarii ale mele și cred că am fost destul de explicit acolo spunând că nu știu ce are de gând domnul președinte și nici nu pot să ghicesc, dar eu cred că va candida și rămâne cum am declarat. Întrebați foarte tare de ce președintele în funcție declară ceva mai târziu. nu nimic legat de candidatura președintelui anormal, a declarat Berceanu referitor la candidatura lui Băsescu la prezidențiale. Secretarul general al PDL, Vasile Blaga, a spus însă că președintele își va anunța candidatura la momentul pe care îl va considera potrivit. Blaga a menționat că personal dorește ca Băsescu să candideze.